Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Capricorn. După cum vedeți și voi aveți două cărți în ultimile etalări, tot apar două cărți. S-a apărut mai întâi Freedom, Libertatea, și apoi am așteptat să vină și speakerul. Speakerul, adică oratorul, așa zic speakerul. Și la capătul setului de cărți, let go, lăsați să se ducă o situație. Lăsați-o să se ducă o situație complicată pentru că nu sunteți voi pregătiți să o rezolvați. Și cu cât vă gândiți și vă implicați și țineți la lucru pe care nu le înțelegeți, iau, te țineți foarte mult la un lucru, nu vă ajută. Lăsați să se ducă o situație și se va rezolva într-o altă formă, într-un fel pe care nu l-anticipați voi. Găsiți-vă, let go, lăsați să se ducă ce-o fi fost și găsiți-vă libertatea. Acest speaker poate să fie un personaj care vă inspiră către libertate, vă inspiră să vă ajute să lăsați în urmă un trecut, o situație neplăcută. Poate să fie și nevoia de a vorbi despre libertate în prezența cuiva, de a vorbi despre această necesitate, de a lăsa în urmă ceva și de a vă găsi libertatea într-un context, într-o relație, într-o situație. Puteți să fiți chiar voi doritor să vorbiți despre aceste lucruri cu cineva, care poate nu este chiar încântat să audă toate aceste lucruri. Repet, ar putea să fie și cineva care vă inspiră. Care vorbește despre libertate. Și ascultându-i, să vă dea această forță să renunțați la ceva la care țineți, s-a ținut prea mult și nu vă ajută în această situație, în acest moment, această tendință. În timp ce am amestecat setul de cărți, a apărut patru de bâte, steaua și îndrăgostiții. Nu ți-i musai să spun că unii sunteți îndrăgostiți, poate. Poate sunteți îndrăgostiți, poate considerați, ar trebui să clarificați, considerați că această dragoste vă este destinată. Însă, trecând peste acest mesaj, simt că unii sperați la o colaborare în legătură cu o casă. Pentru că patru înseamnă casă, patru de bâte înseamnă casă, stea înseamnă speranță și îndrăgostiți afară de dragoste, înseamnă și colaborare. Eventual, o nouă casă în care să vă gândiți, sperați o nouă casă în care să vă puteți bucura de partenerul sau partenera potrivită. La capătul setului de cărți văd că vreți să începeți ceva, să începeți un proiect. Poate această nouă casă sau acest nou spațiu, poate eu știu ce, o colaborare cu cineva și să lăsați în urmă o situație care v-a consumat foarte mult, foarte mult, v-a epuizat. Să lăsați în urmă niște lacrimi sau pe cineva în lacrimi, poate sunt lacrimile voastre, ale altuia, sunteți voi aici. Capricornii, unii dintre voi, unele dintre voi. O situație dezechilibrată, niște confuzii, opțiuni, cineva ține prea mult la niște principii. Un soț, eventual, sau un personaj rigid și se creează, s-au creat conflicte. Acum o să amestec un pic cărțile, deși ele erau amestecate, dar trebuie să lăsați în urmă. Dacă voi sunteți aici, unii dintre voi rigizi, încercați să nu mai fiți așa și să vă dați un pic de libertate, pentru că lucrurile se vor așeza altfel. Cu cât țineți prea mult la trecut, la niște principii învechite, la niște tradiții sau idei preconcepute, nu e bine. Nu e bine. Capricorn, Soare, Lună. Ia uite, tot apare steaua, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord, sperați, regăsiți-vă credința, libertatea. Steaua înseamnă, printre altele, zodia vărsătorului și zodia vărsătorului marcată de libertate. Este una dintre cele mai libere zodii, da? Ca și săgetătorul. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord, Capricorn. Februarie 2021. Patru de spade în trecut, nouă de bâte. Ați încercat să rămâneți în picioare într-o situație grea,
grea. Poate ați trecut și prin boală unii dintre voi, pentru că și 10 de spade și 4 de spade vorbesc despre cineva care stă la orizontal, cineva bolnav. Și 9 de bâte tot e cineva rănit care rezistă în picioare. Cum sunteți voi ambițioși, ambițioase, încercați să stați în picioare chiar dacă poate sunteți bolnavi de moarte. Vorba vine de moarte, e o metaforă, poate am exagerat. Lăsați să se ducă, de fapt asta înseamnă moarte și renaștere. Lăsați să se ducă. Grijile, problemele, să rămână de domeniul trecutului. 5 de spade, uf, puterea și valetul de monede. Iar vreți să aveți putere, manifestați această ambiție nouă de bâte, de a începe ceva nou și de a întoarce spatele unor conflicte verbale. Cât ține de cineva cu marcaj puternic, marcaj zic, marcaj, nu semn, marcaj puternic în semn de aer, iar posibil, dar nu obligatoriu. Niște conflicte cu cineva, invidii, răutăți. Concentrați-vă pe puterea voastră, adunați-vă, transformați-vă, pentru că Let Go ține de casa scorpionului, cel care lasă să se ducă și renaște, da? Casa 8 a morții și a renașterii, aici avem numărul 8, tot așa, o transformare. Transformați-vă ego-ul, dorința de a fi așa cum poate s-au așteptat alții să fiți. Nu, trebuie să fiți voi înșivă, apropo de libertate, trebuie să fiți voi înșivă. Nu cum așteaptă unii și alții. Și vreți să începeți ceva nou. Ia să vedem ce vreți. Ce vreți? Ce frumos apar îndrăgostiții iar. Paletul de spade îndrăgostiții. 8 de monede. Iar trebuie să alegeți între muncă, transformarea voastră intensă, 8 și cu 1, 9, descoperirea independenței, că 9 de monede înseamnă o persoană independentă și aveți mai aici libertate. Trebuie să vă redescoperiți independența într-un anume aspect măcar. Unii dintre voi trebuie să alegeți între un semn de pământ sau cineva cu marcaj puternic în semn de pământ și marcaj în semn de aer. Unii, nu toată lumea. Trebuie să alegeți în a comunica cu cineva sau a vă concentra pe transformarea voastră pe muncă, pe muncă, pe muncă. Cum fac în general capricornii. Vreau să mai văd ce este. A, 6 de cupe, 3 de cupe și turn. Apare totuși semnul leului undeva în viitor. Iar semnul leului și 9 de monede. Posibil este o persoană independentă, puternică, care vă atrage, vă inspiră. Cum am zis mai devreme, vorbește despre libertate, este independentă și vorbește despre libertate, da? Vă atrage acest personaj, apare undeva în viitor. Și eventual vă susține în a alege această libertate și această creștere personală în condițiile în care se pare că să pun cărțile la loc. Se pare că o prietenie mai veche cu cineva se dărâmă, se restructurează. Posibil prietenia asta să fi fost la locul de muncă pentru unii sau o prietenie în care ați muncit, o relație destul de veche din copilărie, din tinerețe în care ați muncit și totul se dărâmă din niște motive. Nu vă mai reprezintă nici pe voi, nici pe ei. Și atunci în viitor apare acest 2 de monede, nevoia de a vă echilibra, de a alege independența, da? Libertatea. Și creșterea spirituală, eventual unii veți fi chemați să vorbiți și voi în public despre experiențele voastre, unii, nu toată lumea. Nu toată lumea. Da. Văd 8-8, poate este și cineva născut în august. Am văzut foarte mult 8. Hai să vedem. Hai să clarificăm. Ia uite, la capătul setului de cărți, lacrimi. Lacrimi. În legătură cu, poate, pentru unii, cineva cu marcaj puternic în aer, în semne de aer,
Trebuie să alegeți între un ideal, între o căsătorie în care trebuie să luptați, luptați tot timpul, sau această căsătorie în care vă cam chinuiți. E destul de chinuită căsătoria, 10 de cupe. E un ideal pe care l-a sperat și nu prea a ieșit. Și regina de spade poate să fie și o avocată între un divorț, între un ideal și un divorț eventual. Care, da, aduce lacrimi, dar face parte din creșterea voastră. Lăsați să se ducă. Let go. Ia uite. Let go. Am mai avut o carte. Numai. Cred că și Gemenii au avut, dacă nu mă înșel. Let go. Dar sub o altă formă. Clarificăm 5 de spade. Ce sunt aceste conflicte? Legate de ce? Conflicte verbale, jocuri mentale. Legate de ce? 5 de spade, te rog frumos, la Capricorn. Uf! Legate de bani, de investiții, de o relație 7, 7, casa 7 a relațiilor, da? Relația voastră, că sunteți semn de pământ cu cineva eventual, în care munciți, sunteți obosiți. Și după ce că munciți, mai aveți și discuții? Cam trist. Dar oare cine știe? Că toată lumea zice, vai, Capricornii sunt toxici. Nu ar fi toți. Așa cum nu toate balanțele sunt corecte. Da. Ia uite. Cineva ține acolo unde sunteți în relația aceea, ține la niște idei. La niște idei. Poate din cauza unui copil, dar relația scârție. Este rece, este rece, 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 rece. Ia uite. Eremitul, 5 de monede. Posibil pentru unii să fie apărut un personaj care vă atrage și vă înflăcărează în condițiile în care trăiți o relație foarte rece și glacială și monotonă. Ce este puterea? Te rog frumos, clarificăm puterea. Cine este puterea? Da, este și nevoie să fiți puternici, dar este și un personaj puternic, probabil, care vine și vă inspiră, vă susține. Puterea. Clarificăm, te rog frumos, puterea. Am multe cărți. Puterea. Te rog frumos, clarificăm puterea pentru Capricorn. Ia uite. Magicianul. E interesant că a venit așa pe orizontal. Vreți să începeți ceva nou și să lăsați în urmă? Vreți să vă îndepărtați de cineva? Aveți senzația că cineva vă minte sau vă manipulează? Ia uite, mă, la ce cărți negative. Vreți să începeți ceva nou? Clarificăm magicianul și puterea, pentru că magicianul, poziția asta pare nu tocmai un manifestor, ci pare un iluzionist. Cineva care se joacă cu cuvintele, eventual, că am văzut și 5 de spade și văd multe spade, și creează impresia că e într-un anume fel. Clarificăm, te rog frumos, magicianul și puterea. Magicianul. Magicianul. Magicianul și puterea. Magicianul și puterea. Magicianul și puterea, te rog frumos, clarifică magicianul. Clarifică magicianul, te rog frumos, pentru Capricorni. Așteptați o schimbare de energie, așteptați niște oportunități, poate așteptați o colaborare cu cineva, așteptați să manifestați victorie într-o nouă direcție în care trebuie să vă rețineți, trebuie să vă păstrați puterea pentru că deocamdată, în prezent, nu se poate manifesta. Și, a, interesant, a venit magicianul așa, este Mercur. Este Mercur magicianul și faptul că a venit pe orizontal, deja suntem în prima zi de retrogradare? Da. Prima zi de retrogradare, da? Și atunci lucrurile sunt confuze. Așteptați, păstrați-vă puterea, fiți rezistenți, aveți răbdare, pentru că lucrurile se vor schimba. A învăța să așteptați în optimism, în speranță, nu în negativism, da? Că se va manifesta și dreptatea și se vor debloca drumurile pentru voi, mai ales dacă vreți să faceți o călătorie.
Clarificăm valetul de monede. Clarificăm valetul... Ia uite. Clarificăm valetul de monede. Așteptați pe cineva sau un dar de bani sau ceva, un plus. Un plus de bani are să vă scoată din niște probleme financiare, unii dintre voi 5 și cu 1, 6 să vă echilibreze, să zicem, situația financiară, pentru că 6 este cel care susține financiar. Și totuși vreți să o luați de la zero într-o nouă direcție. Posibil să fie un nou proiect. Un nou proiect financiar care să vă scoată din starea aceasta. Evident că poate să fie o problemă financiară, dar poate să fie și o relație care scârție. Mai dăm o carte pentru 5 de monede. 5 de monede, te rog frumos, mai clarificăm. 5 de monede, clarificăm 5 de monede. Deci la capitolul relații scârțiți foarte rău. E totul în suferință. Unul dintre voi? Sau fostele relații încă vă mai influențează sau ceva? 5 de monede. Te rog frumos, clarificăm 5 de monede. Hai, clarificăm. Ia uite, remitul. Mă, dar ce frig e. Ce frig e. Vrei să studiați, interesant. Aha. Că tot aveți pe cineva care vorbește despre libertate și vă inspiră într-un anume fel sau este cineva care vorbește și ascultându-i învățați ceva, pentru că și eremitul și valetul de monede studiază și învățând vă găsiți libertatea eventual mentală, emoțională. Știți cum? Când avem probleme, cel puțin unii dintre noi ne cufundăm în studiu sau în muncă ca să ne detașăm de probleme și acolo este o altă lume, acolo ne găsim libertatea sau calmul sau bucuria. Unii dintre voi vă găsiți calm, bucuria, libertatea de gândire, în studiu, Faceți niște cursuri, unii dintre voi, în această perioadă. Dar referitor la relații, în continuare, posibil că ați vrea să dați un telefon, să construiți într-un fel ceva ce nu e tocmai în regulă. Ia uite. Este cineva care este blocat mental, care plânge, regretă, după un ideal. Probabil că voi ați idealizat o situație și acum vă dați seama că nu e chiar așa cum ați crezut. Hai să vedem valetul de spade, ce înseamnă valetul de spade, te rog frumos, clarificăm valetul de spade, nevoia de a comunica, vreți să comunicați deschis, comunicare speaker, da? Deși oratorul nu poate fi reprezentat de un valet, dar poate de un rege sau de o regină. Vreți să vorbiți despre o victorie? Vreți să vorbiți despre o victorie? Mai dăm o carte, ce e 6 de pute? 6 de bute poate să fie personajul acesta care vă inspiră, cineva care vă inspiră, intră în viața voastră, atrage atenția, vorbește în public, speakerul și 6 de... Ia uite, oratorul, 6 de bute, puterea, sunt oameni care vorbesc în public, care inspiră. Poate să fie și această întâlnire karmică, exprimată și de... Tot așa, la un drum care vă lărgește orizonturile, exprimată și de roata norocului și vă aduce claritate într-o privință. Dacă văd o dezamăgire, hai să vedem ce înseamnă 6 de bute. 6 de bute, te rog frumos, 6 de bute. Ce înseamnă 6 de bute? Pentru Capricorn, valetul de spade și 6 de bute. Hmm.
Valetul de spade și 6 de bâte pentru Capricorn. Valetul de spade. Mai, mai. O chestiune de renaștere. Cineva ar putea... Da, depinde pe cine vreți voi să ascultați. Ar trebui să discutați cu o persoană victorioasă, liberă, care să vă dea soluții. Cum să renașteți? 8 de spade este închis în... Am văzut mai devreme și pe aici, da, în trecutul vostru. Cred că vă reprezintă o parte din voi, o situație în care nu puteți să ieșiți. Trebuie să renașteți. Și eu totuși simt că acești 6 de bute se referă la un om care vă ajută. Vă dau o idee. Am văzut 3 de spade mai devreme și asul de bute. Sunteți dezamăgiți și acest as de bute poate să fie o idee, o scânteie. Aveți aici un as de spade, dar care se poate manifesta mai încolo când iese Mercur din retrogradare? Exact ideea care aveți de care aveți nevoie ca să schimbați energia și să manifestați această putere rezistență. Pentru că unii păreți puternici, dar în spate aveți multă suferință și cât știu, nu știu, cât știu câtă suferință aveți. Vorbesc de oameni care, într-adevăr, trec prin multe situații, necazuri. Și nu vreau să confund diavolul cu zodia Capricornului, ar fi păcat. Clarificăm îndrăgostiții. Ce reprezintă aceste îndrăgostiții? Clarificăm îndrăgostiții. Clarificăm pe frumos îndrăgostiții. Ia uite. Vreți să luați de la zero. Unii dintre voi. Vreți un cuplu în care vă simțiți bine, cineva vă înțelege. Vreți să luați de la zero. Ia uite. Vreți să vă vindecați de niște lacrimi. De minciuni. De un început care, sau de o situație care nu s-a manifestat așa cum ați fi vrut voi. Vreți să vindecați. Clarificăm și nebunul, te rog frumos, nebunul îndrăgostiții. A sărit ceva? Sau mi s-a părut mie? Clarificăm nebunul, te rog frumos, și îndrăgostiții. Clarificăm. Știți că trebuie să vă... Aveți conflicte interioare referitoare la acest început, referitoare la o posibilă dragoste cu un suflet pereche, cu fi un ideal, că se va manifesta în viitor, iar variază, dar acesta... Vă creează conflicte. Începutul acesta, pentru că vă este greu să lăsați în urmă unii dintre voi. De-aia aveți ce let go, ca să aveți zero și apoi să manifestați, dar nu puteți încă să manifestați pentru că n-ați lăsat încă sunteți în blocaj. De-aia vi se zice să lăsați în urmă. Bine, e și Mercur retrograd, dar încă nu puteți să manifestați, n-aveți această putere să renunțați la ceva, că e ego-ul vostru al altuia, mândria. Clarificăm 8 de monede, te rog frumos. 8 de monede. Trebuie să munciți ca să vă transformați. 8 iar. Aveți și aici, a mai fost 8. Să vă transformați mental, să vă crește spiritual unii dintre voi. Și să munciți pe rupte pentru independență, pentru o nouă stabilitate, eventual într-o altă parte. Ia uite. Vai, ce frumos! 10 de cupe. 8 de monede și pentru idealul vostru trebuie să munciți. Dacă acești îndrăgostiți este un ideal, un cuplu ideal, iar trebuie să vă luptați pentru acest început și acest cuplu ideal. Nu mai dau zodii. Că ați întâlnit acest suflet pereche sau urmează, oricum, nu puteți să-l întâlniți până nu renunțați la trecut. Și în momentul în care renunțați, nu este suficient să renunțați și să începeți, trebuie să vă și luptați pentru acest personaj. Și poate că nu este în firea voastră a unora dintre voi să vă luptați, să fiți combativi.
Da, capricornii muncesc, dar nu sunt chiar cei mai buni luptători. Luptătorii sunt semnele de foc. Sau cine are marcaj. Dacă aveți marcaj în semne de foc, da, ok, manifestați acest lucru într-un viitor. Uite. Ați fost într-un cuplu divin, împărăteasa și împăratul. Dar se încheie un capitol cu acest personaj. Da. Pentru că au fost confuzii și multe griji și durere. Multe griji și durere. Unii dimpotrivă, visați la acest cuplu divin și vă stresați când o să-l manifestați. Pentru că vreți să lăsați în urmă lacrimile și să începeți acest 2021, în acest 2021 să manifestați acest cuplu divin, 10 de cupe, da? Îndrăgostiți. Știți că trebuie să munciți. Dar pe de-o parte... Sunteți îngrijorați cumva să nu fie doar un vis. Ați auzit pe cineva vorbind de libertate, de cupluri divine și nu, că nu e realitate, că e doar un vis, că asta e, cuplurile sunt cum sunt, toți cârtiem în relații. Ia, mai dăm 10 de cupe și 8 de monede. Sunteți un pic cam... Nu prea aveți încredere. Eu așa simt că nu prea aveți încredere unii dintre voi. În faptul că puteți trăi frumos cu cineva. Așa simt. 10 de cupe și 8 de monede, te rog frumos. Dă-mi o carte. Cărțile arată frumos spre sfârșitul etalării. Dar văd multă suferință. Și dacă oamenii vă văd puternici, poate nici nu știu, repet, despre ce se întâmplă în viața voastră personală. Pentru că nu arătați, vă rețineți. Ia uite, 9 de monede. Parcă am mai văzut-o mai devreme. Parcă. 8 și 9. Pe de-o parte, trebuie să fiți independenți ca să vă cuplați cu altcineva care vi s-ar părea mai potriviți. Înțelegeți? Iar stres, iar același format aproape. Da, interesant. 8 de monede, 10 de cupe, 9 de monede. Trebuie să munciți, să fiți independenți ca să atingeți, să vă pregătiți terenul pentru o relație fericită, pentru acest cuplu ideal, da? Și acum se pare că încă nu sunteți suficienți de puternici și nu puteți să manifestați, și pe de-o parte, când e Mercur retrograd, nu se iau deciziile cele mai importante, ci se analizează, se învață, se învață, se repetă lecțiile până învățăm, clarificăm, pentru că sunt multe neînțelegeri. Dar în principiu frumos. Și celor care ați suferit, eu vă doresc să aveți parte și de fericire, pentru că toată lumea merită. Și ascultați oamenii care vă inspiră. Pentru că dacă îi ascultați doar pe cei care vă deprimă, 8 de spade, 10 de spade, nu faceți nimic. Vă pierdeți din putere și din puterea de a manifesta. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa!